Dolly în lumea filmului. Un celebru actor s-a stins din viață. Este vorba de actorul Michael Gambon, interpretul lui Dumbledore în saga Harry Potter. Michael Gambon a murit la vârsta de 82 de ani. Michael Gambon s-a născut pe 19 octombrie 1940 în Dublin, Irlanda. El a fost un actor de film și teatru renumit, cunoscut în special pentru interpretarea sa a personajului Albus Dumbledore în seria de filme Harry Potter. Cariera sa în actorie a început în anii 1960, când a jucat în mai multe piese de teatru în Londra. Gambon a fost recunoscut pentru talentul său și a primit numeroase aprecieri pentru interpretările sale remarcabile. Așa a devenit unul dintre cei mai respectați actori de teatru din Marea Britanie. În anii 1980, Gambon și-a extins cariera și în domeniul filmului. A jucat în mai multe producții de succes, precum Bucătarul, Hoțul, Soția și iubitul ei și Aripile porumbelului. Cu toate acestea, a fost interpretarea sa lui Albus Dumbledore în filmele Harry Potter care l-a consacrat pe plan internațional. Gambon a preluat rolul lui Dumbledore în al treilea film al seriei, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, după moartea actorului Richard Harris, care a interpretat inițial personajul. Interpretarea lui Gambon a fost lăudată pentru capacitatea sa de a aduce un nou nivel de profunzime și mister personajului. A continuat să joace rolul lui Dumbledore în toate celelalte filme ale seriei, până la încheierea acesteia în 2011. Pe lângă succesul său în industria filmului și televiziunii, Gambon a continuat să se implice în teatru, jucând în producții de succes și câștigând noi premii și aprecieri. Acesta a demonstrat că pasiunea și talentul său pentru actorie sunt de neegalat și că este un actor dedicat și profesionist.